Înainte de a începe această nouă serie de Rust, că mi-a venit și mie placa video, le-am schimbat toate piesele, de fapt Rami și placa video, deci acum vom filma mult mai multe jocuri. Asta e prietenul meu, Sol, e englez, nu îl bag pe filmare, porcării, mi-a dat niște chestii de starter, ceea ce mi se pare genial. Like, really, sunt, o să fie foarte utile. Și el are casa undeva pe acolo cu câteva persoane. Eu voi face casa undeva pe aici. Hey, you gotta kill them wolves, man. You gotta kill them wolves. What you said, Sol? Yeah, you gotta kill them wolves, don't you? You can't leave them standing. Yeah, man. Right now I'm recording, so say hi to Romanian YouTube, you know. Say bună ziua. Hello, Romanian YouTube. And hi, mom! Say bună ziua! Bună zina! That's what I saw. Let me finish everything I started. Thanks! Alright. Da, deci am învățat ceva română. De fapt, doar bună ziua l-am învățat, dar... Asta e partea a doua. Cu bună ziua. Pe bune, nu pot să mai stau în fund. Ah, tasa greșită. What? Așa. Deci, ca să faci prost de mâncare și porcării și animal fat, poți să-ți faci combustibil și multe chestii poți să-ți faci din animal fat. De fapt, combustibil și din combustibil poți să-ți faci un furnace. În fine, astea sunt chestii de bază, nu te interesează. Am intrat pe un server vanilla. Doar ce serverele alea, ori 5, ori 100, ori 1000, ori 10, sunt prea OP. Pe mine sunt prea OP, nu aveam ce căuta pe acolo. Era prea ușor totul. Pur și simplu ți le dădea pe tavă. Aici trebuie să te strădești ceva. Ca să-ți faci o bine super șmecheră și porcă de genul. Eu joc Rust de un an aproape. Deci, Rustul ăsta, Rust 2.0, ăsta nou, nu le găsim. Am ceva experiență cu el, deci știu ce se întâmplă pe aici. Oh, doamne, ce vreau să se mai spargă cu copaca amărât. Și să-ți faci casă pe Legacy e cam foarte greu. Nu e așa simplu să-ți faci pe Legacy, auzi, pe asta vanila. E greu să-ți faci o casă. Oh, tu încerc. Și nimerit? Da, l-am nimerit, dar fuge. Nu, no. Acum e cam useless să mai spui mă duc pe el, deci stați de cloth. Acum, înainte de la animale făceai rost de cloth, acum de la plante faci rost, apare. Deci deci animale îți dau leather. Nu se pica și animalele și asta îți dau leather și cloth. Și din leather ce se face? Există astea speciale. Deci am pus unitatea până acum. Nimeni nu cred că vrea să vadă ceva prea explicit. Deci interesant. Interesantă treaba. Deci acum am schimbat. Nu mai e tot făcut din cloth. Acum pot să-ți faci și din piele. Hai să-i facem niște pantaloni omului. 5-7 secunde. Ok. Stone. Mi-e interesant. Bun, ăsta rastul. Dacă îți faci graficile, cum mi l-am făcut eu pe la maxim, devine foarte, foarte plăcut jocul. Like really. Înainte, l-au făcut destul de complicat, adică pe placa mea video de 950, ăsta 950, auzi, 650 cu 1 GB, mergea în lag. Hai că mai avea și momente bune în care mergea binișor. Dar mergea în lag. Și că am trebuit să schimb piesele ca să pot filma calitate mai bună. Pentru voi, postatul e un pic cam greu. Am să postez un pic cam ciudat. Că săptămânile astea deja am început să am teste și porcării de genul și vă da și voi seama că... Na, hai că trebuie să învăț. Săptămâna asta mai am două teste.
săptămâna viitoare am un test, probabil o să mai am. Dar domnul să nu mai am. Așa. În fine. Ar trebui să încep o casă, dar... hai că am făcut patronii. Nu, n-am vrut să-i arunc, vreau să-mi pun pe mine. Așa. Totuși mai e bagul să arată cenzura chiar dacă spui pantalonii. Ar trebui să fac un paper. Durează 30 de secunde, după trebuie să fac un hammer, după trebuie să-mi fac un building plan. Rastul e foarte complicat. Dar e și foarte plăcut atunci când ajungi să-ți faci o bază din aia frumoasă și mare. What? S-a auzit hitting sound-ul ăla, ca MLG sound. Super tare. Așa, animal fat, bone fragments, claw, deci îți mai dau claw, dar îți dau și piele. Da. Deci îți mai dau și piele, dar îți mai dau și claw. Interesant. O, doamne, s-a făcut un lac când a intrat cineva pe Skype. Deci, interesantă ideea. Sol? Cred că m-a pușcat Sol. Și-a făcut intenționat, să mă sperie. Așa mai facem de obicei. Păi acolo niște baze. Probabil o să jefuim din ele, adică pot să-l atacăm și o să furăm. Deci trebuie să avem grijă la casa noastră. La casa altora. Deci cârle n-am. Destule puțin. Trebuie să fac un building plan acum. Building plan. Unde o fi? Nu-l mai găsesc. Uitați aici, așa. 30 de secunde. Dar îmi place ideea asta. Că tu poți să pui ceva la făcut în inventarul tău. Și tu în timpul acela poți să mai iei o resursă sau să mai... alergi să mânezi și porcării de gen. Ceea ce mi se pare o idee foarte bună și foarte frumoasă. Aha, asta cred că e Sol. Sol, do you have an axe? Wait 40 seconds, I got one, I got two making. Ok, thank you. Deci Sol îmi va da... topor. Because this one's about to run out. I was planning on giving you one actually. I was planning on giving you the first one which made. I was gonna run over to you like yo. Okay mate. And just drop the axe and no. Hai că mai... ok, n-am făcut asta. Ar trebui să facem și toporul. Nu toporul ăsta. I'm just trying to get some supplies together so I can get out of this terrible base. I wish you good luck. I think I'd rather live in a 1x1, to be honest. That's so good, no? What's in the... No! No! It's naughty. I just threw your axe in a bush. Where is it? Here. Here! In the cheek. Here, I'm looking at it. Oh my god, thank you, man. There you go. Good job. No problem. I'm so smart. It only took me forever to get that blueprint. Thank you for it. It only took me 3 hours of work. But for that and a large chest blueprint anyway. Ah man, thank you for helping with this. Ok, deci m-a ajutat cu topor, că topoarele de genul din fier nu sunt așa ușor de găsit. Deci armele și îl poate să-mi dea arme. That... I was using the piece, sorry. Așa. Și... știm. E greu, e complicat. Cât mai durează cu pacul ăsta să-l iau. Așa. Deci am 1000 de lemn. Dacă aș putea să încep o fundație, o casă, în bine aia. Un 3x3. Hai să mă gândesc, un 3x3, un 3x3, cum ar veni? Uite aici. Nu. Una, două, trei. Hai să mai extind.
din toate cu picotura. Da, mă, v-a costat ceva. Doar fundația asta m-a costat aproape 1000. Deci vă dați seama că va trebui să fac și ușă și alea, alea, alea. Oh, Doamne. Hai să facem uș. Asta pereți. Deci ușa hai să o lăsăm aici. Podul vi-l dau că va fi diferit de fiecare dată. Deci nu mai am lemn. Trebuie să mai am dus să iau lemn. Deci cam asta o să conste seria noastră în primele câteva episoade. Deci o să dureze ceva până ne stabilim cu arme, casă, porcării. De ce nu? Dar am vrut să filmez, că tot îmi pierd eu timpul făcând absolut nimic la calculator, că să nu filmez. La mine vă filmez tot ceea ce vă fac. Tot ceea ce fac la calculator, majoritatea timpului. Oh, ce tare au pus asta. Oriunde ai lovit se zgârie copacul. Asta nu era înainte. Se face mai adâncă. Pare genial asta. Și în Ark Survival mai este asta, dar în Ark Survival e mai complicat, că aș filma, dar cere cam mult jocul ăla, la grele, cere un pic cam mult. Un cal. Cât am, cât e o săgeată? Mai am săgeț măcar? Am mai am 14. Și nu ne vedeam. Hai că am ceva. Mai distrug încă doi copaci, hai să nu zic că-i distrug, hai să zic că-i tai. Am trebuie 1000. Hai un pic. Deci așa. Culca bord. Asta îmi protejează într-un fel casa și durează 2 minute să mi se facă. Ok. Ok, în regulă. Va dura ceva să fac toată casa asta. Dar în primele 2 episoade chiar trebuie să filmez să vadă cum fac asta. General. Că trebuie să vă arăt cum fac fundația, porcării, cum o stabilez, dar o să mai fac și ceva o chemare, de exemplu, să iau resurse sau să sau nu știu, n-am uite acum. Așa. Poate fi cam ciudat că durează mult să faci o casă de genul cum vreau eu să fac. Și trebuie să mai faci. What the fuck, off! Doamne, Sol, asta mă sperie în situație. I'm not Sol, I'm a cow. Now you're Sol, Sol. Wow. Hai că o șut. Nu, 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 am ratat. Nu, am ratat. Porcărie. Așa, deci 3 pe 3, nu, 4 pe 4 e cam mult. Hai, încă. Așa. Poți să iau săgeata din el? Așa. Nu, nu-i bine așa. Hai să folosim. O, acum este și sânge. Așa că nu ieși la sânge acum. Acum câteva generații din joc. Deci aici ar trebui să distrugăm, trebuie. Do you want to place pillars or are you not going that high? I will go. Oh, I forgot to place pillars, fuck me. Am uitat să pun pillars. You need to take them down, or? Never mind, man. It happens. It's the first house. Așa, deci trebuie să pui și ăștia, aparent, să pui ăștia. Cât de inutil ar părea, sunt foarte utile. K.O. Așa. Remember to upgrade the middle, the outside anyway, before you upgrade the walls, the corner pieces, because they're hard to upgrade otherwise. Yes, man.
Așa, nu știu de ce am pus aici ușa, dar în fine. A, că se ia ușa. Fie deci, înainte de a termina acest episod, aș aprecia dacă ați apăsat butonul de like, dacă v-ați uitat până aici, scrieți un coment ciudat. Hai, scrieți orice, scrieți orice, orice, chiar orice scrieți. În fine, deci, salutare, dragi minioni, eu sunt MionPlays și pe curând.